poate credința să fie rațională? Vă răspunde parafrazând al 14-lea postulat dintre axiomele metafizice ale lui Kurt Gödel. Propoziția lui Gödel sună așa: majoritatea religiilor sunt rele, dar religia nu este rea. Felul în care o reformulezi este acela că majoritatea religiilor sunt iraționale, dar religia nu este irațională. Sau dacă vreți, majoritatea credincioșilor sunt iraționali, dar credința nu este în mod necesar irațională. Și voi oferi trei exemple. Primul exemplu este din seria Star Trek anilor 60. Este vorba despre episodul Wolf in the Wood. Seria anilor 60 reflectă încă credința în rațiune, care nu dispăruse în acea decadă. Celelalte două exemple sunt din secolul 21, când lumea nu mai crede în rațiune, ci în religie. Primul exemplu este din ortodoxia rusă, al doilea este din neoprotestantism. Să încep cu primul exemplu. Computerul navei Enterprise este infectat de un virus, care este, se pare, fantoma digitală a lui Jack the Ripper. Și acest demon digital care a pus stăpânire pe computer îl instrumentalizează în scopuri malefice. Spock, care este foarte rațional și crede în rațiune, pentru că rațiunea este crezul său, fiindcă este vulcan, folosește o strategie ca să bată computerul. Îi dă ordin să calculeze valoarea lui pi până la ultima cifră. Computerul, pus în fața unei situații imposibile, face un crash și ca atare poate să fie restartat. Al doilea exemplu este părintele Kiril, patriarhul Rusiei, confruntat cu o situație asemănătoare cu cea din Star Trek. Este vorba despre ransomware, virusul WannaCry. Și ca să protejeze computerele rusești de acest virus, părintele Kiril, părintele credincioșilor din Rusia, stropește computerele cu apă sfințită și ceilalți preoți, în odăjdi sfinte și cu bărblungi, intră în birouri și încep să exorciseze computerele cu apă sfințită ca să le protejeze de virus. Acum, care este diferența între cele două? Veți spune probabil că Spock, un raționalist, este mai aproape de un ateu și este de acord cu dumneavoastră, în timp ce Kiril și preoții săi reprezintă mentalitatea majorității credincioșilor, care văd peste tot supranatural, ocult, irațional, nu cred în raționalitatea lumii, nici în puterea rațiunii umane. Faptul că această credință apare atât de absurdă în contextul erei computerelor este o altă problemă. Nu este singura contradicție a timpului nostru. Însă, aspectul cel mai interesant este că strategia lui Spock, în ultima instanță, este bazată pe o anumită concepție despre matematică care stă la baza celor 14 axiome metafizice ale lui Kurt Gödel și care, axiome care conțin cele 4 postulate ale lui Kurt Gödel pentru demonstrația lui ontologică cu privire la existența lui Dumnezeu. Deci ce avem aici? Este Spock, un raționalist, puteți spune un ateu, care folosește un sistem de gândire asociat în mod foarte organic cu o anumită metafizică platonică adusă la nivelul gândirii secolului 20 și chiar a secolului 21. În timp ce părintele Kiril este tributar aceleași metafizici al lui Platon, de fapt mai degrabă la neoplatonism, și cu siguranță la logica lui Aristotel. Și n-aș spune că părintele Kiril și preoții lui n-au studiat logica la școală. Dar la fel ca cei mai mulți teologi s-au oprit la evul mediu, respingând logica modernă ca ceva ce, mă rog, fiind analitică și mergând la analiza textului biblic și la analiza dogmelor și la, în ultimă instanță, la denunțarea superstițiilor, este împotriva credinței. În timp ce, așa cum am spus, Spock poate fi asociat cu o anumită teologie care este
intrinsec asociată cu raționalismul european, așa cum s-a dezvoltat de la greci încoace, și a avut o linie continuă de dezvoltare în care mari matematicieni sau mari logicieni au fost asociați în același timp cu teologia și au mers la ambele capete. La ce mă refer? Care e diferența între o inteligență artificială și un abac sau o mașină din aceea mecanică de calculat care o vedeți la cumpărături? Diferența este că pot folosi abacul sau mașina mecanică de calculat ca pe un fel de computer. Îi dau un input și o serie de operații care în principal sunt, în ultima instanță, sunt operațiile aritmetice. Adunare, scădere, înmulțire, împărțire și, dacă vreți, ridicare la pătrat. Deci toate aceste operații le folosesc ca un set de algoritme atunci când operez cu bilele pe un abac sau când vânzătoarea de la casă, mă rog, învârte rotițele de la mașina de socotit care vă spune exact care este prețul care trebuie să-l plătiți. Bun. Acum, diferența de inteligență artificială a fost definită de Alan Turing, creatorul științei computerului, în teorema fundamentală că într-o inteligență artificială poți să dai un input și să ai un set algoritmic de operațiuni și totuși această inteligență să nu poată spune dacă propoziția este adevărată sau nu este adevărată. Asta este problema. Sau dacă vreți, începând o serie de operații algoritmice, nu știi dacă computerul se va opri vreodată și când se va opri, dacă se va opri. Și cred că puteți să vedeți legătura între strategia lui Spock și teorema lui Alan Turing. Însă teoremele lui Alan Turing sunt bazate, de fapt, care au fost din 1936, sunt bazate pe cele două teoreme ale incompletitudinii lui Kurt Gödel din 1931. Aceste două teoreme ale incompletitudinii ne spun că orice sistem logico-matematic este limitat dacă este coerent. Axiomele sunt nedemonstrabile sau pe baza acestor axiome nu poți demonstra orice adevăr aritmetic, pentru că Gödel își formulează teoremele pe baza aritmeticii. În același timp însă, ideea de bază este că matematicile sunt inepuizabile. Sunt inepuizabile și această inepuizabilitate a matematicilor îl duce pe Gödel la două concluzii cu privire la matematica algoritmică mecanică, care stau la baza teoremelor lui Turing, dar în același timp la concluzia că omul întotdeauna va putea bate mașina. Observați că în timpul nostru nu se crede în aceasta, că omul poate bate mașina. Însă Gödel demonstrează asta pe baza teoremelor incompletitudinii. Că matematica omului întotdeauna va ajunge să depășească matematica computerului, nu ca număr de operații pe secundă, dar ca alte operații matematice noi. În același timp, legat de această teoremă a lui Gödel, cu privire la faptul că matematicile sunt inepuizabile și că omul întotdeauna va putea bate computerul, există și noțiunea că întotdeauna va exista o inteligență superioară nouă în univers, în matematică, în rațiune, și că, ca o concluzie logică mergând pe această linie, există Dumnezeu ca rațiune supremă sau ca matematician suprem. Las la o parte aceste concluzii pe care le trage Gödel din teoremele lui ale incompletitudinii. Și ce vreau să observ este mai întâi că Gödel pe baza acestor două teoreme a postulat 14 axiome metafizice care au la bază noțiunea că universul e rațional, rațiunea e inepuizabilă, rațiunea este platonică, e inepuizabilă, nu este definită de subiectul uman, subiectul uman doar o descoperă, că rațiunea umană se poate dezvolta la infinit, că rațiunea umană se va dezvolta la infinit în toate direcțiile, că drepturile umane trebuie definite rațional, nu pe bază culturală sau religioasă sau ideologică, și nu în ultimul rând, că toate religiile, că majoritatea religiilor sunt rele, dar religia nu este în mod necesar rea. Între aceste 14 postulate metafizice există 4 postulate care stau la baza demonstrației lui Gödel, ontologie cu privire la existența lui Dumnezeu.
Primul postulat este că există inteligențe superioare nouă în univers. Al doilea postulat este că noi vom trăi și în alte lumi decât cea în care trăim, pentru simplul fapt că le putem gândi. Și, deci, n-ar avea sens să le putem gândi dacă nu putem trăi în ele. Al treilea este că teologia este o știință și este foarte importantă pentru dezvoltarea științelor în general. Și cel de-al patrulea, vi l-am amintit și l-am citat la început. Acum, ce observăm la Kiril? Așa cum am spus, este o rămânere în logica medievală. Argumentul principal pe care l-a adus Kant cu privire la, argumentul ontologic al lui Alcide de Canterbury, Descartes și Leibniz este acela că existența nu este un predicat. Adică nu poți să spui Dumnezeu are calitatea de a exista, când existența nu poate fi decât subiectul logic fundamental, adică substanță. Și Kurt Gödel a ocolit această problemă folosind logica modală. Diferența între logica propozițională și logica modală, probabil ce mai mult o știți, dar trebuie să le reamintim. În logica modală, problema nu este dacă o propoziție este adevărată sau nu este adevărată. Problema este dacă un adevăr este contingent, probabil sau necesar, și de cealaltă parte, dacă este improbabil sau imposibil. Și ca atare, un adevăr necesar este un adevăr care este valabil în toate lumile posibile. Un adevăr probabil este un adevăr care este valabil în lumea noastră, în care poate fi definită ca universul sau, dacă vreți, ca sfera noastră de experiență. Și adevăr contingent este un adevăr accidental, o stare de fapt. Ceva este așa cum este. Vreau să trec la al treilea exemplu. Al treilea exemplu este argumentul antievoluționist al lui Lucian Cristescu. Și vreau să formalizez acest argument și să analizăm din punct de vedere logic. Deci, Lucian vine cu un exemplu din lumea ciorilor. Anume că el credea că ciorile sunt negre, până într-o zi a aflat că există ciori albe și a arătat acolo și poza cu o cioară albă. Și acesta este argumentul dărâmător, zice el, împotriva teoriei evoluției. Anume, știința, spune el, se ocupă de contingențe. Așa este ideea, deci n-a folosit termenul, da? Deci știința este descriptivă, spune el. Un biolog trebuie să scrie ciori. Zboară, fac crau, au aripi negre, fără să se întrebe de ce sunt negre. Și într-o zi, un biolog care credea că toate ciorile sunt negre, descoperă că există o cioară albă și atunci știința se lărgește. Și manualul de biologie nu va scrie cioara e neagră, ci cioara este neagră și albă. Bineînțeles că manualul de biologie nu scrie așa. Care e problema cu Lucian Cristescu? Concepția lui despre istoria naturală, că aici nu e vorba de științele naturale, ci de istoria naturală, este concepția lui Aristotel. Aristotel descrie ciorile și ne spune că sunt gri, nu sunt negre. Asta este o întrebare interesantă. De ce erau ciorile gri pe vremea lui Aristotel? La care probabil mai Darwin poate răspunde. Deci ciorile sunt gri și descrie ciorile așa cum sunt, la fel cum Aristotel descrie toate animalele. Și aceste animale sunt descrise ca simple contingențe. Adică este așa fiindcă așa este. Broasca e verde, de ce e broasca verde? Fiindcă așa este ea. De ce e cioară neagră? Fiindcă așa este ea. Fără alte comentarii. Aristotel, pe de altă parte, este părintele logicii și Aristotel consideră că logica, geometria, algebra, teologia, metafizica, se ocupă de adevărul necesar, adică adevărul care pot fi deduse pe bază unor silogisme valide. În timp ce științele naturii se ocupă de adevărul contingente, adică de ceea ce, mă rog, este așa cum este. Pentru greci nu exista noțiunea de adevăr probabil, posibil sau necesar. Și nu defineau adevărul necesar așa cum îl definim noi, deși erau foarte aproape în privința adevărului necesar în deducție. Pentru noi, lucrurile se fac altfel. Și așa mă întorc la era computerilor. Principala problemă cu Kiril și cu Lucian Cristescu, cu preotul ortodox și predicator neoprotestant, este că ei se folosesc de computere în timp ce resping argumentul matematic care stă la bază, sau dacă vreți, teoremele matematice care stau la baza inteligenței artificiale, și implicit resping o teologie raționalistă a secolului 21 în favoarea uneia medievale.
Și aș vrea să mă întorc la problema cu ciorile. Așa ca o paranteză, fie spus, Darwin ar fi spus că o cioară albă poate să însemne că mai există și alte ciori albe. Sunt o variație ereditară. Dar este posibil, ar fi spus Darwin în 1843-1844, aproape 15 ani înainte de originea speciilor, că la un moment dat aceste ciori să înceapă să se reproducă pe baza penajului, adică să înceapă un proces de selecție sexuală. Și aceasta ar deschide deja calea pentru crearea unei specii noi. Și logica urmează mai departe cu izolarea grupului, cu o nouă nișă de exploatat, cu noi presiuni selective și avem o nouă specie în genul corvide. Dar hai să judecăm lucrurile din punctul de vedere al secolului 21. Și pentru că Lucian și, mă rog, turma lui de animale inocente cu copila despicată și rumegătoare vor spune că un biolog evoluționist este ateu și din cauza asta filozofic este înclinat spre evoluție, dar științific n-are nicio bază, hai să lăsăm un computer să folosească, să ne imaginăm că folosim un computer, da? Și mai întâi așezăm toate ciorile, tot ceea ce numim cioară, în computer și dacă avem destule fotografii și informații despre cior în computer, computerul va opera pe o serie de variabile, va face operații aritmetice. Și pe această serie de variabile, computerul va ajunge la concluzia că există atâtea ciori negre și atâtea ciori albe și mai știu, poate ciori gri. Nu știu, în general, cuvântul cioară nu e un termen științific, este destul de vag definit. Deci, va declara computerul că există ciori negre și mai există și unele albe și, eventual, computerul va face și o operație statistică și va spune cât la sută din ciori sunt așa și cât la sută din ciori sunt altfel. Dar imaginați-vă că la acest set de variabile, care sunt ciori, adăugăm un alt set de variabile. Și anume, ciorile, ce numim ciori, sunt o singură specie, dintr-un gen mai larg numit corvide. Și computerul va analiza date din toate speciile de corvide. Și concluzia logică ar fi că orice specie de corvide va avea în mod probabil acele trăsături care sunt frecvente la alte specii de corvide și bănuiesc că nu toate corvidele sunt negre. Dar mergem mai departe. Suntem în secolul 21 și adăugăm al treilea set de variabile. Și odată adăugat al treilea set de variabile, se face saltul de la logică propozițională la logică modală. În ce sens? Hai să vedem. Computerul nu va analiza doar informații despre ciori, observații despre ciori, și nu va realiza nici observații despre genul corvide. Computerul va analiza molecule de ADN. Și computerul va stabili pe bază statistică că cele 44 sau 45 de specii de corvide au o anumită distanță genetică între ele, care reprezentat grafic ar fi cam 20-22 de bare de ADN. Și această distanță moleculară, cuantificabilă, analizată pur aritmetic, definește diferența între diferitele specii, dar mai mult decât atâta, această distanță moleculară ne arată care sunt moleculele specifice fiecarei specii, care este frecvența diferitor alele în diferitele specii și ca atare care va fi probabilitatea ca o cioară să fie neagră sau să fie albă. Și lucrul acesta computerul face pe bază pur statistică. Însă computerul merge mai departe. Computerul știe, în setul de programe noi dăm informații reale, anume că de fiecare dată când ciorile se împerechează și depun ouă și se nasc pui, în ADN-ul cele două rânduri de cromozomi pe care cele două ciori le-au transmis puiului, au loc anumite mutații, substituții moleculare, deleții, inserții, care fac ca configurația moleculelor să fie nouă, nu numai pentru că se combină de la doi părinți, dar să fie nouă pentru că apar mutații. Și calculând rata mutațiilor și, ciclul de reproducere și frecvența mutațiilor, computerul va ajunge la concluzia că ciorile se schimbă în timp
Și computerul va veni cu această concluzie pe bază pur statistică matematică, adică că celul evoluează. Și mergând înapoi în timp, computerul va ajunge la un adevăr necesar și unul probabil. Adevărul necesar este, comparând toate datele moleculare ale diferitelor specii de ciori, între ele, din genul corvide, concluzia matematică este că, având în vedere schimbările din ADN și faptul că corvidele, după raportul fosilor, au cel puțin 17 milioane de ani, computerul va ajunge la o concluzie matematică, cuantificabilă, calculată pur matematic, anume că toate speciile de corvide, tot genul corvide, are un strămoș comun. Însă, cum s-a ajuns la diferitele specii? Computerul va pleca de la un principiu că drumul cel mai probabil la evoluție e drumul cel mai scurt, adică cu numărul minim de substituții moleculare. Și operând toate scenariile posibile, va crea un scenariu cel mai probabil, în care diferite specii de corvide s-au desprins într-un anumit timp de trunchiul principal al corvidelor și s-au ramificat iarăși în anumite ramuri și computerul a venit cu scenariul cel mai probabil. Acest scenariu este probabil. E un adevăr probabil, nu este neadevărat, este un adevăr probabil. Firește că un creaționist va spune dacă e probabil, nu înseamnă că nu e adevărat, pentru că eu cunosc adevărul absolut din Biblie, da? Ziua a cincea este când Dumnezeu a făcut toate speciile de corvide și toate păsările, așa că asta e un adevăr absolut și nu am nevoie să spună computerul sau biologul adevărul probabil. Dar concluzia computerului va fi că adevărul probabil este acela al unui arbore filogenetic pe care îl va reprezenta grafic și care este matematic. În timp ce noțiunea că există un strămoș comun și că există evoluție este un adevăr necesar. Adică în orice scenariu posibil, dacă vreți orice lume posibilă în care s-au evoluat ciorile, acest adevăr rămâne în picioare. Bun, dacă mergem mai departe, comparăm între ele molecular diferite genuri de Parseriforma sau diferite familii de Aves și toate ne duc la strămoșul comun și dacă comparăm cu datele paleontologice, spune că strămoșul probabil al tuturor păsărilor este un dinozaur sau că chiar păsările sunt dinozauri și că probabil originează în Jurassic sau poate ceva mai devreme, nu este exclus acest lucru, și că păsările au un strămoș comun cu reptilele și acesta nu va fi un adevăr probabil, ci un adevăr bătut în cuie atât pe baza datelor moleculare cât și pe baza raportului fosilelor. Va fi un adevăr necesar. Aici este problema pe care o are pastorul neoprotestant și este aceeași ca și a lui Kiril. El nu va accepta noțiunea că știința se ocupă de adevăruri probabile și adevăruri necesare, dar că știința nu se ocupă de adevăruri contingente. Pentru el, singura sferă a științelor naturii este istoria naturală, adică colecția de contingențe, ciori albe, negre și așa mai departe, gri, cum vreți dumneavoastră. În timp ce sfera adevărurilor necesare, din punct de vedere logic, las la o parte textul biblic interpretat, scos din context și propozițional, așa cum știți prea bine, singura sferă a adevărurilor necesare este cea filozofică. Așa că orice discuție despre teoria evoluției va fi prin a trei filozofică. Aspectul cel mai interesant aici este că, fără să vreau să spun, nu vreau să argumentez în favoarea axiomului Gödel și a postulatului ontologic, pentru simplu fapt că axiomele nu pot fi demonstrate, așa cum chiar Gödel recunoaște. Nu vreau să argumentez pentru acesta. Vreau să arăt că există un argument ontologic în logica modală, la nivelul secolului 21, care este asociat strâns cu aspectul cel mai de ultimă oră al tehnologiei și al științei, care este știința computerelor și a inteligenței artificiale, deci despre care putem vorbi în secolul 21 și dacă un credincios poate vrea să fie rațional. Este normal ca în secolul 21 să se refere la inteligența artificială și să se refere la, dacă vreți, la teoremele incompletitudinii al lui Gödel și să se refere la concepte matematice și logice ale timpului nostru,
Există o astfel de teologie, este posibilă și este ca tare posibilă o religie rațională, dar în același timp, Chiril, Lucian Cristescu, ortodox și neoprotestanți, ne țin înapoi. Într-o lume dominată de mistică, de superstiție, de dogmă. Și atunci când vor să ne arate că ei sunt logici, totuși raționale, ei sunt logici și raționali în sensul părinților bisericești sau eventual a scolasticilor, dar nu al unui om modern. Este o atitudine care ne face să fim optimiști pe de o parte și în același timp ne face să fim îngrijorați de direcția în care merge religia și merge întreaga lume. Pentru că Star Trek-ul anilor 60 este Star Trek-ul anilor 60. Și noi trăim într-o lume care nu mai crede în rațiune. Nici în raționalitatea Universului, dar nici în rațiunea umană. Vă mulțumesc pentru atenție!